Revendicarea dreptului la proprietatea autorităților locale asupra locuințelor neprivatizate este cea mai importantă schimbare după intrarea în vigoare a legii cu privire la locuințe. Nu este o poveste, este o realitate. Noi avem astăzi legea care intră în vigoare la sfârșitul noiembrie, unde de la momentul intrării în vigoare nu vom avea apartamente care pot fi privatizate, vor rămâne cele care astăzi sunt în poziția locatarilor, adică acolo unde locatarii nu au dorit să privatizeze apartamentele, li se dă un timp de un an de zile conform legii, într-un an de zile ar trebui să procedeze la privatizarea apartamentelor, adică la transmiterea apartamentelor din proprietatea municipală în proprietatea personală, pe metoda privatizării fondului locativ. În rest, vom avea apartamente sociale, vom avea cămini, vom avea fond de manevre, vom avea hoteluri și alt fel de apartamente, dar nu vom avea apartamente care pot fi transmise în proprietatea cetățenilor. Vestea a venit ca o năpastă pe capul oamenilor. În timp ce unii recunosc că nu pot privatiza casele din cauza membrilor familiei plecați peste hotare sau din cauza grămezilor de acte necesare, alții se plâng că nu pot aduna suficienți bani pentru a le privatiza. În capitală, de exemplu, sumele depășesc chiar și câteva zeci de mii de lei. Un bărbat din Chișinău deține de mai bine de 10 ani o casă. Deși a încercat de câteva ori să perfecteze actele pentru a-și privatiza locuința, a eșuat de fiecare dată. El spune că în condițiile în care veniturile sale lunare abia dacă ajung la suma de 3.000 de lei, procesul de privatizare ține mai degrabă de domeniul fantasticului. E cas proprie, vreau să vă spun în primul rând, și problematic de privatizat e tare scump. În primul rând, problema e în bani. E tare scump. Sumele sunt diferite de sume mari. Cu un salariu de 3.000 de lei pe lună, asta e tare problematic de privatizat în ziua de azi. Chiar așa e și o sotcă, dacă e o AI în plus sau teritoriul mai mare, mai este încă și o problemă, că e un fel de joacă de fotbal, dintr-o parte în altă. Bătăieu, în altă și toate chestiile astea. Peste tot, sunt rânduri, peste tot, ceva nu ajunge undeva sau ceva și iară trebuie să duci din nou să cauți pe arhive, pe un altă. E complicat tare. Un alt impediment în calea lungă spre privatizarea propriei locuințe sunt și actele necesare pentru acest proces, dar și birocrația care lovește de cele mai multe ori în oamenii simpli. Ce tare mult e nevoie. Actele toate trebuie să le ai în originală, cele vechi de la casă, dacă chiar eu a fost dat în vedere ca cadou de la părinți sau una altă, sau trebuie să le ai toate în original sau să le cauți prin arhive, prin una altă și asta e problematic tare. Multe nu se găsește, multe nu sunt greșeli, sunt una altă și dacă frați, surori, una altă, să trebuie să fie toți pe loc, trebuie să de scălituri sau una altă, de refuzuri de una altă și de toate. Toate apartamentele vor fi luate la evidență ca apartamente sociale. Persoanele pot locui acolo atât timp cât se vor, conform regulamentul, se vor socoti pături social vulnerabile. Atunci când regulamentul va spune concret suma care primește cetățeanul în fiecare lună, mediu pe familie, atunci va fi decis, vor transmite apartamente, vor locui în apartamente sociale sau nu vor locui în apartamente sociale. Dar și legea în cazul ăsta spune timp de 5 ani de zile. Adică un an de zile pentru privatizare, în 5 ani de zile la desfacerea contractului cu persoanele care locuiesc în apartamente sociale. Dacă vor, conform regulamentul, persoanele date vor demonstra că sunt social vulnerabil, că un pensionier, ele vor trăi permanent acolo. Doar în anul curent au fost perfectate acte pentru 2.000 de apartamente. Dintre acestea, 700 au fost privatizate în lunile septembrie-octombrie.